Iată titlurile acestei ediții. Un bărbat din Anenii Noi suspectat că i-a dat foc amicului de pahar. Cadavrul victimei a fost depistat după 7 zile de la producerea crimei în beciul din gospodăria acesteia. Camion mistuit de flăcări la Anenii Noi. Vehiculul încărcat cu adeziv pentru hidroizolație distrus aproape în totalitate. 3 ucraineni furau mașini de lux pe teritoriul țării noastre, apoi le transportau în Ucraina, unde le vindeau sau dezasamblau. 4 bărbați și o femeie reținuți la sfârșitul lunii august pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari vor compărea pe banca acuzaților. Un fost procuror din Iedineț acuzat că a cerut 20.000 de lei mită de la un bărbat ce furase un telefon va face 7 ani de pușcărie. Crimă îngrozitoare la Anenii Noi. Cadavrul unui bărbat de 56 de ani a fost găsit în beciul din gospodăria acestuia, în satul Țânțăreni. Preliminar, victima ar fi fost omorâtă de un prieten de pahar. Potrivit oamenilor legii, trupul neînsuflețit al victimei a fost depistat în data de 10 noiembrie de către un vecin care a chemat poliția. Forțele de ordine au stabilit că cadavrul victimei ar fi zăcut în subsolul casei aproximativ o săptămână înainte de a fi depistat. La scurt timp, polițiștii au reținut și un suspect. Este vorba despre un bărbat din localitatea Șerpeni, din raionul Anenii Noi. În ziua tragediei, cei doi ar fi băut împreună. La un moment dat, între suspect și victimă s-ar fi iscat un conflict. Orbit de furie, suspectul i-ar fi dat foc victimei, apoi ar fi ascuns cadavrul în beci. Trupul neînsuflețit al victimei a fost transmis la expertize pentru a stabili cauza exactă a decesului, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, el risca ani grei de pușcărie. Noapte de coșmar pentru un șofer de tir după ce camionul acestuia a fost cuprins de flăcări. Totul s-a întâmplat în noaptea de 11 noiembrie la ieșirea din orașul Anenii Noi, în jurul orei 2. Imaginile de la fața locului au fost înregistrate și expediate la adresa redacției noastre de către mai mulți martori oculari. Potrivit acestora, remorca autocamionului era încărcată cu adeziv pentru hidroizolații. În imagini se văd flăcările imense care au cuprins atât camionul cât și remorca acestuia. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri cu auto specială. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Daria Neceaeva, incendiul ar fi pornit din cabina camionului și s-ar fi răspândit și asupra remorcii. În urma arderii, 70% din camion și peste 10% din remorcă au fost distruse. Din fericire, șoferul nu a avut de suferit. Cauza producerii incendiului, dar și pagubele materiale suferite de proprietarul vehiculului vor fi stabilite de specialiști. Imagini de groază surprinse pe o stradă din capitală în urma unui accident rutier. Un șofer de taxi a ajuns la spital după ce s-a tamponat cu un alt autoturism. Totul s-a întâmplat în data de 10 noiembrie, în jurul orei 23 și 30 de minute la intersecția dintre strada Calea Urcheiului și Ceucari. Imaginile de la fața locului au fost postate pe o rețea de socializare. Din secvența video se observă cum medicii de pe ambulanță scot taximetristul dintre fiarele mașinii. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia State, a declarat că impactul s-a produs după ce un conducător auto în vârstă de 33 de ani ar fi intrat în intersecție fără a ceda trecerea taximetrului care se deplasa regulamentar. Prin urmare, vehiculele s-au tamponat violent. Impactul a fost atât de puternic încât ambele mașini au fost practic distruse. Totodată, taximetristul a fost internat în spital cu mai multe traume grave. Acum polițiștii investighează cazul, iar șoferul care ar fi provocat totul riscă să fie pedepsit în funcție de leziunile suferite de victimă. Cercetările continuă. Furau mașini de lux de pe teritoriul țării noastre, apoi le transportau peste hotare unde le vindeau sau le dădeau la piese. Este afacerea pusă pe roată de către 3 ucraineni prinși de autoritățile de la noi în data de 10 noiembrie. Suspecții s-au dovedit a fi cetățeni ai Ucrainei cu vârstele cuprinse între 20 și 40 de ani. Potrivit poliției, în perioada lunilor august-septembrie, bărbații ar fi reușit să fure 6 mașini de lux, atât din Chișinău, cât și din alte localități ale țării. Pe durata anchetei, oamenii legii au stabilit că bărbații acționau conform unui plan bine pus la punct.
Aceștia ar fi falsificat actele de proveniență și codurile de producere ale automobilelor valabile pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, dar și în țările membre ale Uniunii Europene. Apoi ar fi transportat 2 dintre mașini în Ucraina, iar 4 le-ar fi dezasamblat pentru a vinde piesele auto. Aduși la audieri, bărbații și-ar fi recunoscut vina. Aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore. Mai mult, suspecții nu ar fi la prima abatere de acest gen. Pe numele bănuiților au fost deschise dosare penale pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Dacă vina le va fi dovedită, ei riscă pușcărie de până la 15 ani. Oamenii legii continuă investigațiile pentru a identifica și complicii suspecților. Accident de groază în raionul Comrat. Mai multe persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau ca pasageri a tamponat alte două autoturisme. Totul s-ar fi întâmplat în amiaza zilei de 10 noiembrie la intrarea în satul Chirsova din raionul Comrat, în jurul orei 12. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Comrat, Ana Cotar, totul s-ar fi întâmplat pe o porțiune de drum aflată în reparație, unde sunt instalate semafoare provizorii. Preliminar, accidentul ar fi fost provocat de un chișinăuian de 27 de ani care ar fi tamponat din spate o mașină condusă de un bărbat de 44 de ani ce staționa la culoarea roșie a semaforului. Ulterior, mașina accidentată a fost proiectată într-un alt automobil care la fel staționa regulamentar. La volanul vehiculului se afla un bărbat de 56 de ani din Congaz. Impactul a fost atât de puternic încât unul dintre automobile a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului. La locul accidentului a fost chemată și o ambulanță care a transportat pasagerii din mașina șoferului de 27 de ani la spital cu mai multe traume. Cazul este investigat de poliție. Șoferul care va fi găsit vinovat va fi sancționat în funcție de gravitatea traumelor suferite de victime. 4 bărbați și o femeie reținuți la sfârșitul lunii august pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari vor compărea pe banca acuzaților. Procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au finalizat investigațiile și au transmis dosarul de învinuire a suspecților în judecată. Amintim că cei 4 suspecți vindeau narcotice de tip PVP consumatorilor din Chișinău cu 1000 de lei per gram. După mai multe luni de investigații, cei 5 au fost reținuți. Potrivit procurorilor, cei 5 suspecți cu vârstele cuprinse între 36 și 42 de ani căutau nu doar clienți, dar și noi membri pe care să-i încadreze în grup. Ei le promiteau acestora câte 2-3 mii de lei pe zi. Что всех клиентов, что у нас есть, мы отдадим ему. Он будет только, он будет иметь, мы по 2-3 тысячи лей может иметь в день легко. Он будет иметь грамм отдельно на день себе курить, и еще 2-3 тысячи лей может иметь в день. Forțele de ordine au descins acasă la suspecți, de unde au ridicat mai multe pachetele cu droguri de tip PVP, precum și cannabis, cântare electrice, cutii din metal pentru păstrarea drogurilor, folii din staniol, seringi, dar și bani obținuți din vinderea narcoticelor. Pe tot parcursul anchetei, suspecții s-au aflat în arest preventiv. Aceștia sunt învinuiți de trafic de droguri în proporții deosebit de mari și riscă până la 15 ani de detenție. Un fost procuror din Iedineț acuzat că a cerut 20.000 de lei mită de la un bărbat ce furase un telefon va sta 7 ani în pușcărie. Magistrații de la Curtea de Apel Bălți au hotărât că pe lângă detenție acesta va plăti și o amendă de 400.000 de lei, iar din contul său au fost sechestrați 17.000 de euro. Totul s-ar fi întâmplat încă în 2017. Fostul procuror ar fi cerut și primit de la un suspect într-un dosar de furt 20.000 de lei mită. În schimbul banilor, procurorul i-ar fi promis denunțătorului că va înceta urmărirea penală pe numele lui. Acesta ar fi primit banii în mai multe tranșe, care ulterior au fost găsiți în cabinetul acestuia. Fostul procuror însă a fost achitat de prima instanță, iar la scurt timp, magistratul care a pronunțat acea sentință a fost eliberat din funcție. În data de 8 noiembrie 2019, magistrații de la Curtea de Apel Bălți au emis verdictul pentru procuror, care însă poate fi plâns la Curtea Supremă de Justiție. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Un instructor de la o școală auto din Chișinău a trecut printr-un adevărat coșmar după ce un camion l-a accidentat în plin. Totul s-a întâmplat în prima jumătate a zilei de 11 noiembrie la intersecția străzilor Muncești și Burebista din sectorul botanic al capitalei. Ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia State, a declarat că mașina de la școală auto se deplasa pe prima bandă când la un moment dat șoferul camionului în vârstă de 58 de ani l-ar fi accidentat lateral. Deocamdată nu este clar care dintre șoferi se face vinovat de producerea accidentului. Cert este că impactul s-a produs din cauza că nu a fost păstrată distanța laterală dintre vehicule. Din fericire, victime nu sunt. Șoferul care va fi găsit vinovat va fi amendat cu 1.500 de lei și se va alege cu 6 puncte de penalizare.
Podul din lemn din parcul Valea Trandafirilor, numit de chișinăuieni, și podul Îndrăgostiților a luat foc. Totul s-a întâmplat în seara de 10 noiembrie, în jurul orei 18. Cei care au alertat pompierii au fost trecătorii ce se plimbau prin regiune. La fața locului a intervenit un echipaj de salvatori cu auto speciale. Potrivit pompierilor, focul a fost stins în mai puțin de 10 minute. Chiar și așa, flăcările s-au răspândit rapid și au mistuit 10 metri pătrați de crengi uscate și o parte a podului din lemn. Totul ar fi pornit de la un incendiu de vegetație. Internauții admit că focul ar fi izbucnit din cauza unei țigări nestinse, versiune ce nu a fost confirmată de pompieri. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează a fi stabilite. Mare ghinion pe capul unui șofer din capitală după ce mașina i-a fost mistuită de flăcări. Incendiul a avut loc în seara de 9 noiembrie pe strada Milescu Spătaru din sectorul Ciocana. Imaginile de la fața locului au fost surprinse de un martor ocular și postate pe o rețea de socializare. În filmuleț se poate vedea cum flăcările au cuprins mașina lăsată pe noapte într-o parcare. În jurul vehiculului s-au adunat mai multe persoane care așteaptă venirea pompierilor. Potrivit ofițerului de presă de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, la fața locului a intervenit o auto specială. La scurt timp, flăcările au fost stinse fără ca acestea să se răspândească și să afecteze și alte mașini aflate în preajmă. Potrivit versiunii preliminare, incendiul ar fi izbucnit din cauza unei scurgeri de gaze. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Un grav accident rutier a avut loc în seara de 10 noiembrie pe traseul Chișinău-Leușeni. O remorcă s-a desprins de tractorul de care era cuplată și a intrat direct într-o mașină. Totul s-ar fi întâmplat în preajma satului Chetroșeni din raionul Hâncești în jurul orei 18. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că remorca s-ar fi desprins de la un tractor și ar fi fost proiectată într-un automobil care se deplasa în spate. În urma coliziunii, capota autoturismului a fost grav avariată. Din fericire, cei doi șoferi nu au avut de suferit. Oamenii legii investighează cazul. Șoferul, care va fi găsit vinovat, riscă amendă de până la 1500 de lei și 6 puncte de penalizare. Dacă deții imagini sau informații care pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.